Salutare, prieteni! Ia uitați ce mi-a adus Albert. Albert Năbână, nu altcineva. Nu, lasă-mă să ne prezint. Ia. Și-o vreau pe asta, o prindesc. Ia, stai să vedem. Da, e menin. Eu vă dau. Hai, tu ne dai. Îl avem aici pe Alex, dar nu pot să vi-l arăt că este goluț. Abia s-a trezit. Nu că știe lumea că glumim. N-are tricou și ne mai dă voie pe YouTube fără tricou. Ia, filmează. Ia, vreau să văd. Pe-am la frigider. Mamă, ce frumoasă e, ia. Îmi place grasul ăla. Ia. Alex, am înțeles ce? Da, pot să răsim și mie. Dă-i și lui Alex. Nu, acum. Îi trebuie și mie. E bună, de bomboane, îmi dă să-mi ia. Bomboane și biscuiții. Aia ți-am luat-o eu și arată punga aia, că ți-a luat-o Albert, mulțumește-i. Mulțumesc, Albert. Nu știu dacă vede sau cine vede din familia ta, dar îți mulțumesc. A, știu sigur că vede Ancelo. Prietenul tău. Salutare, prieteni. Salutare, prieteni. Am revenit a doua zi. Nu mai pot de rău. Deci credeți-mă că simt că mor. Am o durere de măsea, de nu știu ce să mai fac. Îmi vine să mă dau capul de pereți. Am fost cu Alin în oraș, am mâncat, ne-am mai plimbat, am fost la gene, că nu știu ce pățise, mi-au curs ochii foarte tare și de la curent, de la răceală. Cred că de asta am și probleme cu măseaua, dar am zis că merg la farmacie și că gata, am trece, că iau ceva de acolo, antiinflamator, am luat și pliculețele alea care v-am zis că le folosesc, Daulin. Dar nu știu ce să mai fac. Deci nu mai pot, nu mai rezist cu durerea. Trebuie să merg neapărat la dentist, să-mi cureți acolo și să se uite despre ce e vorba. Că nu mai pot. Simt că mor. N-am putut nici să vă filmez din această cauză. După am ajuns acasă, m-am liniștit puțin. Și ce credeți că am făcut? Ați văzut că la Pitești deja am făcut curățenia în dulap. Am luat o grămadă de haine, am dat din ele. Și acum m-am apucat la București. O să vă arăt după jos ce am. 4 sau 3 saci de amari, cu încălțăminte, cu haine de iarnă, de vară, combinate. Și mâine merg să le dau undeva aici în zonă, undeva mi se că mai merge, mai merg părinții mei. Să le dea. Mai am pliculeț de ăsta, că nu mai pot. Dar pliculețele astea nu prea sunt bune. Distrug ficatul de acolo multe. Mor. Dar Aline, vorbește cu prietenii mei, că eu nu pot. Ce să mai zic, mămica, că nu mă simt bine. Înțelegi? Tu, dar eu ce să mai zic? Cu măseluța ta? Păi să mergi la spital. Trebuia pe vene să-mi facă ceva. Ai pe vene? La spital, la dentist. Hai. Nu mai pot, de jur, de când am venit acasă, am luat aproape o cutie de Aulin și nu treci cu nimic. Nu mai rezist. De Auline? Vreau și o pisoiul ăsta să stea cu mine. Îmi trebuie antibiotic. Da, antibiotic e greu de la farmacie, că nu-ți mai dă. Nici măcar aia, cum se numea, amoxicilina aia care se dădea, știți și voi, aia nu trebuia rețetă. Da, dar uite asta aici. Pisoaica asta. Pisoiașul. Pisoiul meu. Pisica. Mamau. Mamau, mamau. Ăsta cu mamau meu. Mamau, dar eu mor, mamau. Mamau meu, mic. Mor, mă, prieteni. Pesca, pesca, pesca. Și nu vă pasă de mine. De ce vrei să pleci? Stai cu mine, turbat. Nu știu cum să mai stau, nu mai am stare, nu mai am nimic. Nu pleca. Mă simt agitată la maxim și mi-e rău. Nu pleca, pesca.
stau așa cu voi. Chiar dacă nu e frumos să stai în pat când vorbești, dar să stau așa cu măseaua apăsată că simt că mor. Nu mai rezist. Cred că în primul rând merge la spital să-mi fac o dexametazonă. Nu. Dar tu cum faci când te durea măseaua? Nu faci așa, Mihă. De ce? Nevoie. Și ce să fac atunci? Care măseaua te doare? Pe ce parte? Pe dreapta. Jos. Sus, jos? Jos. Jos. Nu știu ce să-ți fac, Mihă. Ce să-ți fac eu atunci ție? Mergem să-mi fac o perfuzie. Nu știu ce să zic, că zici tu? Păi nu trebuie să mai zici tu nimic, că zic eu că merg. Păi mi-e rău. Păi te-am dat ce mai bine te duci la dentist. Păi haide. Nu la perfuzie. Serios, haide că mor. Nu mai rezist. Păi trebuie să găsim un doc, non-stop. Mergem la facultatea de medicină. De stomatologie. Da? Mhm. Facultatea de stomatologie este supărat. Nu acolo mă caută dentist, non-stop. Eu am răbdare să stau după ea 4-5 ore. Bă, nu stai, te bagă și te... Să aștept. Eu vreau să plătesc banul jos și stai în față. Eu nu stau la facultate. Mergi la facultate. Mă, nu merg eu acolo, lasă-mă facultate. De ce? Unde scrie lumea pe internet când se umflă, pleacă ea cu capul umflat. Mă, eu merg la dentist, nu merg la facultate. Păi ce-ți faci? E mai bun dentistul decât la facultate? Da. De ce? Așa. O să mă spăr că... Cred că ai picat părul băsăca ta. Du-te și după aia hai că mor. Deci nu mai rezist, nu pot să mai stau acasă. Nu pot. Iau pastile, am luat toată ziua și nu-mi trece cu nimic. Nu-mi trece deloc. Doamne, mor. Azi nu m-a durut în halul ăsta. M-a durut, dar acum simt că mi s-au înroșit ochii în cap. Am o durere până în creier. Nu știu cum să explic ce să fac. Uite, tocmai ce am zis că fac și un vlog. Că mă liniștisem puțin. Dar nu, nu se poate. Nu se poate sta așa. Mihals. Ce faci, Mihals? Nu vine să plâng. Mergi la doc? Serios, mergi încă mor. Hai să mergem. Uite, mă doare cu tot cu ureche, înăuntru, în ureche simt. De aici îmi pleacă toată durerea. Știu ce înseamnă. Haide dacă îmi trebuie. Ce mă fac? Hai. Stai că te să-l îmbrau pe David. Ce să mai zic, mai prieteni? Am zis eu că o fac vlog să vorbesc cu voi. Nu vlog. Și uite, acum s-a pus pe mine. Și antibiotic îmi trebuie, dar cine îmi dă antibiotic? Nu-mi dă nimeni. Mergi la farmacie. Am întrebat azi la farmacie, azi că nu îmi dă fără rețetă. Poți să mori în ziua de azi, dacă n-ai rețetă, nu-ți mai e pastile. Are, dar nu e de măsea, e de răceală, dar altceva nu corespunde treaba. Acum nu știu. Nu mai zic mai nimic, prieteni, ce să mai zic. Vă las că te să mă o să-l îmbrac pe David, nu mai rezist, chiar nu pot. Mi-aș fi dorit să mai vorbim, să discutăm despre subiecte, despre comentarii, despre treburi, dar nu sunt în stare, nu pot. Mă duc la dentist și mâine vă spun cum mă simt, ce am, ce am făcut, cum am rezolvat. Sper să rezolv, că altfel mor noaptea asta. Și aseară m-am trezit din oră în oră, dar totuși nu era durerea așa insuportabilă. Am zis că îmi trece, dimineața mă lăsase, am ieșit iar afară, m-a luat iară, am venit acasă, m-a lăsat când am luat... un plic două de ce v-am zis și acum uite că m-a luat mai rău decât toate. Simt cu tot cu urechii și cu creier când zvâgniște cap. Vă las, mă o să-l îmbrac pe David și plecăm. Vă pup!